Andreea Bălan și Victor Cornea au avut parte de o vacanță de vis în Laponia alături de fiicele artistei, Ela Maia și Clara, dar și băiatul tenismenului, Luca. În urmă cu puțin timp, vedeta a publicat un mesaj emoționant ce reprezintă gândurile sale la finalul experienței frumoase. În drumul spre Laponia, Victor Cornea a făcut un gest superb și a cerut o căsătorie pe Andreea Bălan în timpul zborului, după un an și jumătate de relație. Cântăreața nu s-a așteptat nicio clipă și a avut parte de o mare surpriză, alături de alte 150 de persoane care se aflau în aeronavă. Cântăreața și iubitul ei urmează să se întoarcă acasă, dar înainte. Aceasta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Afirmă cât de fericită este noua sa poziție, cea de logodnică. Este recunoscătoare că Victor Cornea a apărut în viața ei, având parte de o iubire la fel ca în filme. Și plec din Laponia logodită și mă simt cea mai fericită femeie din univers. Sunt recunoscătoare pentru iubirea noastră, a scris Andreea Bălan. Andreea Bălan a avut parte de o cerere în căsătorie la înălțime, fiind un moment plin de emoție. Cântăreața a fost surprinsă cu marea întrebare adresată de Victor Cornea, deoarece nu se aștepta. Pe rețelele de socializare a publicat un mesaj, la scurt timp după ce i s-a pus inelul pe deget. Unde și-a mărturisit sentimentele, am spus da. Cel mai frumos și hotărât da din viața mea. Zborul spre Laponia a fost cel mai frumos zbor din viața mea, cu cele mai frumoase emoții și cea mai pură iubire. Victor, ești îngerul meu păzitor. Da, vreau să fiu soția ta, pentru totdeauna, te iubesc infinit. A scris Andreea. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.